În ziua de pomenire a Sfântului Sfințit Mucenic Clement, episcopul Romei, preasfințitul părinte Macarie, a săvârșit Sfânta Liturghie în paracrisul Mănăstirii Românești din Icast, Danemarca. Așezământul monahal este ocrotit de Sfântul Macarie Romanul și de Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a oficiat ieri seară slujba de priveghere în paractițul mănăstirii din Icast. Astăzi, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și ne-a vorbit celor prezenți despre viața Sfântului Mucenic Clement. Acest părinte apostolic a fost martirizat în Crimea prin înecare, a fost aruncat din corabie și legat de o ancoră și așa a fost cufundat și a fost înecat în ape. Și el a devenit patronul marinarilor, alături de sfântul Ierar Nicolae și de alți părinți ai bisericii care au călătorit pe ape și care i-au izbăvit pe marinari din primejdia de moarte în călătoriile lor pe marea cea mare a vieții, dar și pe întinsele ape unde ei călătoreau în vremurile îndepărtate doar cu corabia. Pe atunci nu se călătorea prin aer, doar pe uscat și pe ape. De aceea Sfântul Clement Romanul i-a ocrotit și i ocrotește pe toți scandinavii care sunt înconjurați de ape. Aceste meleaguri Scandinave sunt înconjurate de ape și, în mod deosebit, cei din Iutlanda s-au încredințat ocrotirii Sfântului Ierarh Clement, episcopul Romei. După Sfânta Liturghie, Ierarhul a săvârșit slujba parastasului pentru cei trecuți la Domnul. Mâine, preasfințitul Părinte Macarie va oficia Sfânta Liturghie de Hram în Biserica Românească din Tönder, ocrotită de Sfânta Mare Muceniță Ecaterina și de Sfântul Mare Mucenic Mercurie.